Bună, dragilor, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Într-un video în care stăm și vorbim așa, față în față. Am vrut să filmez pe green screen, dar apoi m-am răzgândit pentru că ar fi mult mai multă treabă la editare și aș vrea să postez videoul ăsta imediat după ce îl filmez, pentru că n-am mai postat de mult pe YouTube. Am lipsit pentru că am fost foarte aglomerată și am avut foarte multă treabă. Dar din când în când mai filmez și câte un video pentru YouTube, un video de suflet, despre lucrurile care mă pasionează pe mine, despre ceea ce îmi place, despre ce îmi place să citesc, împărtășesc și eu cu voi toate acestea, în speranța că cuiva îi place contentul pe care eu îl creez sau chiar de ce nu este ajutat de acest conținut. Astăzi vreau să vorbim despre cauzele spirituale ale bolilor. Eu am avut destul de multe probleme de sănătate de-a lungul anilor și am ajuns la concluzia că orice boală fizică, fie că te doare un dinte, fie că ești răcit, fie că ceva nu este în regulă în corpul tău, da? Nu este în flux, are la bază o cauză spirituală. Și materialul de astăzi este destul de documentat. O să încerc să sintetizez din tot ceea ce am acumulat, să rămân aici pe YouTube, pe canalul meu, un video de genul acesta, pentru că eu sunt pasionată de acest domeniu și chiar cred că este un subiect de interes. Nu știu, mie mi-ar fi plăcut să văd un video de acesta decât să citesc pagini întregi de... din cărți. Mi-ar fi plăcut să pot să vizionez un video, ar fi fost mai simplu. Și o să începem așa, destul de structurat, și o să vorbim pe larg despre fiecare boală și ce corespondent are în lumea spirituală și cum o să vedeți, nu vă spun mai multe. Începem. Ce sunt bolile? Părintele Arsenie Boca spunea că bolile sunt o formă de plată în lumea aceasta a păcatelor. Ele vin pe capul oamenilor de pe urma păcatelor, ca plată, ca ispășire și ca hotar al păcatelor. E destul de simplu. În acest material o să încercăm să vă explicăm de ce prin boală omul trebuie să înțeleagă că a greșit undeva pe drumul vieții și până nu-și elimină greșeala, nu se poate vindeca decât parțial, deoarece în el persistă cauza generatoare de rău. De aceea trebuie ca mai întâi să fie depistată cauza bolii, iar bolnavul să înțeleagă că trebuie să evite pe viitor greșelile comise. Dacă nu se elimină cauza, aceasta poate alimenta în continuare boala sau poate migra de la un organ la altul. Când cauzele vor fi eliminate, boala va dispărea. Acneea înseamnă neacceptarea propriei persoane. Alcoolismul implică probleme legate de tatăl său. Trebuie cultivată detașarea de acesta. Alcoolicul părăsește familia, slujba, viața, dar nu se lasă de alcool. El se află în relație de dependență de alcool, înseamnă că din suflet lipsește iubirea. Persoana trebuie să iubească și să fie iubită. Trebuie ca omul să înceteze să mai poarte supărare pe lumea din jur și să intre în armonie cu ea, pentru că armonia înseamnă iubire. Afecțiunile pulmonare păstrează deseori jale reprimată, necazuri, supărări, frica de a simți plăcerea și bucuriile vieții. Tuberculoza arată că într-o viață anterioară, persoana respectivă a trăit numai pentru valorile materiale. Gândirea răului despre lumea înconjurătoare. Tuberculoza, pneumonia și bronșita se datorează unor supărări de lungă durată. Când nu iubim lumea înconjurătoare, au de suferit plămânii. Afecțiuni la suprarenale înseamnă indiferență, ignoranță față de sine, anxietate. Alergiile sunt rezultatul supărărilor interioare, al nemulțumirilor față de oamenii apropiați și lumea înconjurătoare. Amigdalita reprezintă consecințele stărilor de teamă, a emoțiilor reprimate. Anemia este o utilizare incorrectă a oxigenului la nivelul globulelor roșii
și este consecința unui refuz de a-și utiliza talentele în serviciile aproape. Anghina reprezintă teama de a se exprima sau de a cere ceva părinților sau partenerului. Apendicita, frica de viață, blocarea curgerii binelui. Știți că noi suntem un flux de energie. Artrita, apare la persoanele care nu sunt iubite. Spirit prea critic și rigiditate provenită din mental. Nu încerca să-i schimbi pe ceilalți. Acceptă-i pe ceilalți așa cum sunt. Dacă artrita e prezentă la nivelul mâinilor, brațelor, picioarelor și șoldurilor, ești încredințat că oamenii se folosesc de tine. În realitate, nu exprimi ceea ce vrei. Acceptă întotdeauna să te sacrifici pentru ceilalți și apoi să începi să-i critici. Corpul tău îți spune că e vremea să te afirm prin tine însuți. Arteroscleroza, rezistență, tensiune, refuzul de a vedea binele. Asmul, iubire ascunsă, înnăbușită, plâns suprimat. O femeie și-a alungat fica din casă. Aceasta a crescut, apoi s-a îmbolnăvit de ast, care nu a mai putut fi tratat cu medicamente. Când fica a reușit să-și ierte mama, astmul i-a trecut. Bazinul reprezintă aspecte creatoare și procreatoare ale individului. O problemă a bazinului subliniază că chakra rădăcină nu funcționează corect. În general, disfuncția se datorează schemelor negative privind sexualitatea. Bila, plăcerea pentru mâncăruri fierbinți, iuți, acre, uscate și sărate. Deranjează funcția bilei. De asemenea, mânia, supărarea, frica, activitatea sexuală excesivă sunt factori de dereglare a bilei. Boala Parkinson reprezintă teama și dorința intensă de a controla tot și pe toți. Bolile de piele apar datorită acumulării toxinelor în sânge, dar mai sunt generate și de tulburările hormonale. Problema pielii subliniază teama individului de a se exprima total, de a fi el însuși, de a se deschide complet. Psoriazisul și alte boli de piele reprezintă o lipsă de iubire pentru sine și o respingere a tot ce viața îi oferă individului. Psoriazisul poate fi și cauza unui orgoliu de nestăvilit. Conflictul psihic cu spațiul poate predispune la bol de piele. Bronșita se declanșează într-un mediu familial foarte tensionat. Bolile nervoase. Starea pe care medicii o numesc depresie este o lipsă a dorinței de a trăi. Depresia este o agresiune împotriva ta însuți. Conflictul cu spațiul în care trăiești predispune la dizarmonii nervoase. Grijile permanente sunt păcate împotriva propriei tale naturi. Ele au urmări asupra sistemului nervos sau asupra acelor boli care țin de somatizări nervoase. Nemulțumirea de sine, neîncrederea în propria persoană, duce la dizarmonii psihice, bolile de vedere, de auz, de percepții. Dacă te autoculpabilizezi, predispoziția de a achiziționa o boală psihică este foarte mare. Bolile pe fond nervos provin din ciudă, mânie și alimentarea cu gânduri negative. Stările de stres din copilărie și adolescență care n-au fost depășite pot influența negativ caracterul, sănătatea și soarta urmașilor. Cei care nu cred în Dumnezeu sunt alienați, înstrăinați, îndepărtați de natura umană, de Dumnezeu. De aceea, oamenii care nu cred în Dumnezeu sunt mai expuși la boli datorită scăderii coeficientului de imunitate. Nevroza anxioasă se caracterizează printr-o stare de neliniște, adesea extremă, cu frică de moarte și cu sufocări, cu palpitații, transpirații, amețeli, tremurături, și cu senzație de oprire a inimii. Cancerul este boala întristării, reprimarea sentimentului negativ, deprimarea și nemulțumirea față de sine, de soartă și atașament față de viitor. Bolnavii de cancer cad în depresie
și regretă trecutul. Regenerarea iubirii față de alți oameni este prima cale spre vindecarea cancerului și a altor boli. Femeile care țin mari supărări în profunzime se îmbolnăvesc de cancer. De fapt, toate emoțiile înnăbușite produc cancerul. Emoțiile ascunse multă vreme în tine sfârșesc prin a exploda, ceea ce provoacă și explozia celulelor din corpul tău. Dacă jignim prin cuvinte persoana iubită, putem să ne alegem cu cancer la buze, la limbă sau gingii. Iar dacă vom critica în permanență, ne vom îmbolnăvi de cancer hepatic. Dacă ne vom supăra în permanență pe persoana iubită, pe sine și pe soartă, ne vom îmbolnăvi de cancer la piept. Dacă vom gândi agresiv despre cei apropiați, riscăm un cancer la stomac. Cauza spirituală a cancerului constă în faptul că individul nu a asimilat cel puțin jumătate din lecțiile karmice ce i-au fost propuse în această viață, refuzând astfel evoluția. Cancerul reprezintă o autodistrugere, ceea ce face vindecarea dificilă. De fapt, cancerul este o boală a sufletului și de aceea trebuie vindecat întâi sufletul. Cefalea, migrenele, supărarea puternică pe un seamăn al tău duce la blocaj energetic. Remediul se realizează prin schimbarea gândului de ură în pace și adoptarea unei gândiri pozitive. Restabilind legea iubirii prin iertare, îți recapeți sănătatea. Ceafa înțepenită, refuzul de a se schimba persoana respectivă, teama de noutate. Celulita înseamnă mânie depozitată. Chelia exprimă teamă, tensiune și încercarea de a controla totul, neîncrederea în procesul vieții. Colesterolul crescut corespunde înăspririi naturii sentimentale, rigidității persoanelor care își creează o carapace de protecție. Acel individ are o mare teamă de a accepta bucuria. El ar trebui ca în permanență să lase emoția și energia iubirii să curgă prin fluxul lui. Coloana vertebrală, și eu am probleme cu coloana, este axul care poartă amprenta împlinirilor noastre, a blocajelor noastre și a temerilor noastre, a refuzului de a evolua, de a iubi, a tuturor sentimentelor și temerilor pe care acestea le generează. Durerea de coloană vertebrală este de regulă supărarea pe omul apropiat, pe sine și pe soartă. Dacă amploarea supărărilor este mare, poate să apară o deformare a coloanei, o fractură sau să se formeze o cocoașă. În această situație, trebuie să vă rugați pentru dumneavoastră și pentru întregul neam ca să fie îndepărtate supărările, nemulțumirile de sine, de situație și de soartă. Blocajele în partea de jos a coloanei indică teama de viitor și lipsa de susținere financiară. Durerile sau blocajele în partea de mijloc a coloanei indică un sentiment de culpabilitate și dificultăți de detașare față de trecut. Durerile sau blocajele în partea de sus a coloanei indică neînțelegerea de către anturaj, o lipsă de susținere afectivă, impresia permanentă că are niște responsabilități greu de suportat. O sciatică, de exemplu, indică teama de viitor și de problemele bănești, de susținerea din partea anturajului. Fracturile de coloană apar nu numai când te superi rău, dar și pentru că te superi pe cineva. Oamenii supărăcioși nu știu să accepte umilirea dorințelor și de aceea au coloana încovoiată. Congestia cerebrală se datorează respingerii vieții și afișarea unei încăpățânări. Ura se naște în cap și se blochează prin traumatism craniocerebral. Constipația, atașament, posesivitate, refuz de a se debarasa de vechile scheme devenite inutile. Nu vrea să facă loc la ceva nou. Trebuie să lase trecutul și să meargă mai departe. Diabetul nu este atât o boală, cât o reacție de apărare a organismului. Cauza principală este dorirea unui rău din tot sufletul unei persoane iubite de care te-ai despărțit. Aceste sentimente provoacă diabetul pentru că
a ucis iubirea și prin aceasta legătura cu cosmosul. De aceea nu trebuie să renunțați niciodată la persoana iubită. Dinții. Dificultăți în a lua decizii. Distrugerea dinților apare ca efect al vorbelor rele adresate părinților, rudelor și urarea răului oamenilor apropiați. Plângerea de soarta proprie și o alimentație incorrectă, existența geloziei și a supărărilor ascunse. O durere a dinților înseamnă că e timpul să iei o decizie fără să-ți fie teamă de rezultate, întrucât dinții țin de dorințe. Lipsa dinților din față este dovada unei blocări dure a sexualității necontrolate. Epilepsia este rezultatul unei depresii de profunzime. Febra este un semn de furie interioară gata să explodeze. Toate dorințele înăbușite, închise în tine, explodează. Încetează să adun totul în tine. Supărarea și furia nu-ți sunt benefice. Te pedepsești singur. Ficatul este organul care ripostează la supărările pe oamenii apropiați și păstrează deseori mânia reprimată. Ficatul este sediul celor mai negative emoții. Ura, mânia, furia. Problemele de ficat vin dintr-o mânie îndreptată împotriva propriei persoane, ca rezultat al unui conflict între suflet și mental. Ficatul suferă la persoanele cărora le place să facă o apreciere dură a celor apropiați. Ficatul este un instrument al sufletului și de aceea tratamentul depresiei nu poate fi despărțit de cel al ficatului. O mare putere o au emoțiile asupra ficatului și a secrețiilor bilei. Emoțiile pozitive, bucurie, bună dispoziție, voia bună, măresc secreția bilei, iar supărările o opresc parțial sau complet. Supărările agresive pe oamenii apropiați determină cancerul ficatului. Problemele de vezică biliară arată îngustime de spirit. Icterul se poate declanșa la individul care suferă un prejudiciu pe care el nu va ști să-l îndrepte. Hepatita reprezintă rezistență la schimbare, refuzul de a vedea limpede, de a discerne. Ficatul este legat și de credință. Credința în univers permite emoțiilor negative să curgă pentru a curăța ficatul. Hemoragiile nazale. Cauza principală este trufia. Homosexualitatea. Femeia geloasă răpește aptitudinile copiilor și nepoților ei și îi împinge la homosexualitate. Gelosul ajunge nu numai la sterilitatea fizică, ci și creatoare. Un om homosexual este incredibil de gelos în interior. Alcoolismul și narcomania sunt alte forme de blocare a geloziei. Impotența apare din cauza geloziei, a supărărilor și a disprețului față de femei. Această agresiune se dezvoltă și programul de autodistrugere afectează sistemul urogenital. Dacă bărbatul a fost deseori supărat pe femei, a gândit rău despre ele, el este un viitor impotent. Inima reprezintă centrul iubirii. Dacă nu își exprimă deschis sentimentele, individul își închide chakra inimii și riscă să aibă probleme cardiace. Datorită reprimării emoționale și a sentimentelor, multe persoane au probleme cardiace, ca și mine de altfel. Un om bolnav de inimă este depozitarul unei cantități enorme de gânduri de ură. Problemele îndelungate, insatisfacțiile, conflictele interpersonale generează hipertensiuni și boli de inimă. Bolile cardiace au drept cauză gelozia și supărarea pe oamenii apropiați. Reumatismul cardiovascular are două cauze. O lungă perioadă de supărare sau tristețe, precum și din cauza unei expuneri repetate la factorii climatici nocivi, cum este frigul. Un atac cardiac arată că persoana nu transmite suficient energia iubirii. Ea va trebui să-și manifeste iubirea în toate relațiile sale. Insomnia provine din
Incapacitatea spiritului de a-și concentra puterile pentru a-și focaliza gândurile. Tratamentul pentru vindecarea insomniei trebuie să înceapă ziua. Este necesar să vă deprindeți spiritul să-și îndrepte toată forța gândirii asupra actului pe care tocmai îl efectuați. Nu putem avea un somn bun noaptea decât dacă spiritul se retrage din corp. Insomnia mai este generată de întreținerea unor gânduri de culpabilitate. Oglinzile din dormitor pot fi și ele răspunzătoare de cazurile de insomnie. Și așa mai departe, putem continua cu diferite boli și să aflăm cauza lor spirituală. Acestea sunt doar o parte pe care le-am citit și eu și v-am dat și vouă această informație. Sunt mult mai multe boli, mult mai multe cauze spirituale, dar în esență ce trebuie să înțelegem din acest material? Faptul că orice boală, orice problemă are o cauză spirituală, deci ceva în fluxul nostru spiritual nu funcționează bine. Pentru asta, înainte de a merge la doctor, propriu zis, și a ne încărca cu pastile și de a consuma excesiv pastile, medicamente, crezând că ele ne vindecă, ele ne vindecă doar parțial. Total ne vindecăm atunci când căutăm cauza spirituală a problemelor și încercăm să o vindecăm. De exemplu, sunt terapii spirituale, cum ar fi terapia Bowen, care lucrează tocmai pe acest flux de energie, pe spirit. Încearcă să echilibreze spiritualitatea, da? Eu am făcut terapia Bowen, de exemplu, și pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că ajunsesem într-un punct al vieții mele în care aveam foarte multe probleme de sănătate suprapuse. Ceea ce însemna clar că spiritul meu era neliniștit, din punct de vedere spiritual nu eram deloc bine și atunci făcând terapia Bowen am reușit să armonizez totul în corpul meu și rezultatele sunt uimitoare. Și nu sunt singura care vorbește despre aceste rezultate uimitoare ale terapiilor alternative. Sunt terapii alternative care lucrează tocmai pe spirit, pe vindecarea spiritului și ulterior să vedeți că toate bolile fizice se vor vindeca de la sine. În momentul în care tu ești bine cu tine, ești bine cu viața pe care o ai, ești mulțumitor, ești recunoscător, exprimi sentimente de bucurie, de sentimente pozitive, toate problemele vor dispărea de sănătate. Dar în momentul în care tu aduni ură, frustrare, nemulțumire, toate aceste sentimente negative vor apărea și problemele de sănătate. Și o să vedeți, deci eu vă spun sincer că de când am rezolvat problemele spirituale și de când am încercat să mă armonizez eu și să creez o legătură cu divinitatea, cu Dumnezeu și o legătură cu mine, e foarte importantă legătura cu tine, am reușit să vindec absolut tot. Inclusiv răcelile banale, pe care zice, hai mă, că și o răceală banală, omul mai răcește, nu înseamnă neapărat că are o problemă spirituală. Nu este adevărat. Vă spun sincer că din momentul în care eu mi-am rezolvat problemele spirituale și am început să analizez lucrurile astea în viața mea, eu nu am mai răcit. Nu am mai răcit, chiar dacă am băut rece, chiar dacă am stat în frig, chiar... Deci nu, nu astea sunt cauzele răcelilor, nu. Răceala vine în corp atunci când găsește o portiță sau un spațiu vulnerabil. Și dacă aveți un spațiu vulnerabil și nu ați lucrat la voi, nu ați lucrat cu sufletul vostru și nu sunteți în păcat, clar că se așează bolile și migrează, vor migra ulterior de la un organ la altul. E destul de simplu și destul de logic ceea ce vă spun eu. Ar fi multe de povestit. Eu încerc totuși materialul acesta să nu-l fac foarte lung pentru că nu vreau să vă plictisesc, dar sper din tot sufletul că v-am stârnit măcar un pic curiozitatea să citiți și să vă aplicați și asupra acestui subiect. Foarte mulți sfinți părinți au vorbit despre asta și despre faptul că toate bolile noastre, bine, ei spun, sunt cauza păcatelor. Păcatul ce înseamnă, practic? Păcatul nu înseamnă neapărat ceva, așa cum îl înțelegem noi mot-a-mo din Biblie, înseamnă și un sentiment. Sentimentul de neliniște, sentimentul de remușcare, sentimentul de vinovăție, este tot un păcat. Este tot un păcat care declanșează, strică fluxul. Noi avem o aură în jurul corpului și aura aia se distruge în momentul în care noi intervenim cu acești factori interni care vin din interiorul nostru sau extern. Deci e foarte important să ne vindecăm prima dată
sufletul, spiritul, să fim bine spiritual, să ne ancorăm în credință, să ne conectăm cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu universul, și atunci veți vedea că veți fi bine și din punct de vedere fizic. Nu există. Deci eu bag mâna în foc că ăsta este procesul care se întâmplă atunci când avem o problemă de ordin fizic. Cam acesta a fost videoul de astăzi, dragilor. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Nu uitați de abonare, de like, de subscribe, iar până când ne vedem data viitoare, kisses!